Haide să ne înțelegem. Deci mie, eu iubesc femeile. Nu-s ca Berlusconi, iubesc femeile. Și nu mă ascult. Ia-ți femeia de buci, fă-te munci și bagă bine în cap. Mesajul meu neortodox, livrat de râd de rap. Am inspirat un fum ciudat. De ce nu vrei să vorbești cu noi? De ce pula mea sunt brat? Bem alcool, nu răcoritoare, în peci la soare sau oricum departe de soare. Când trag prea tare, mă mișc în reloare și văd fețe care încerc să spun vorbe murdare. Nu stimulez colecționare de vibratoare, în rai n-am rezervare. Acolo plătim să plutim sau stăm în picioare. Par mereu pe picior de plecare, fals ca falsa mea pudoare. Sunt preocupat de fiind și grătare, sunt încă în stare de funcționare. Orice zi s-o facem sărbătoare, cu pahare sparte, nu confeti și inimioare. Ești tare supărat sau mi se pare? Frate, curva rămâne curvă și la 10 are încarnare. Fetele fac pe totul mai bun. În România fetele fac tot. Aici din pură întâmplare și în continuare dau la fel de lent rime amețitoare. Nu renunț la practicile mele barbare, pentru un cerc de căcat pe cap și un set de aripioare. Prezicându-mi sfârșitul sărăcie mare, o clar văzătoare, croncă de grețos și moare. Hai să ne îmbătăm, ce pula mea-i vreo supărare? Ia-ți femeia de buci, fă-te munci și bagă bine în cap. Mesajul meu neortodox, livrat de rit de rap. Am inspirat un film ciudat de presi, pe le-am aruncat, mă văd de rog, de ce pula mea sunt brat? Ia-ți femeia de buci, fă-te munci și bagă bine în cap. Mesajul meu neortodox, livrat de rit de rap. Am inspirat un film ciudat de presi, pe le-am aruncat, mă văd de rog, de ce pula mea sunt brat? Evit, mulțimea în viteză, lovit cumplit de vin. Vă invit în paradisul lichid, colind. Cu două palme, loc de arme, nu sunt multe. Dar bat omul cât e cald, că dacă e rece pute. În curtea vilei lui Tactuț, borăs pe câine și spis pomul. Timp ce trei curve împart o pulă, trei caci omul. Curtea vacă încinsă și scoți fum, ai har. Când te pun capră și ți-apăs fața pe grătar. S-ar scântei din boxe, casa ți-arde. Tu te miști pe vin, ruptă în gură și-n arcane, tava nu cade. Îl țin în lanț și în șutul de fracu, ăla bun care zice: uite, tati, bum, bum, am un tănculeț în cur. Oh, degenerează totul când mă tapune botul. Îi îndes în bot iarbă și se comportă ca o coardă. Îmi pune în pieptul mărțișor negru încetare și mi-arată o poză cu mătamare, luminată cu o lumânare. Aruncă cu colivă, eu cu salivă, ha, mă dați afară. De unde pula mea era să știu că nu e băieram și e pomană? Figurează, după cum bine de seamă, un sezon extraordinar de bun. Fetele fac sezonul mai bun. Cum? Fetele fac sezonul mai bun. În România fetele fac tot. Ceva, niciodată nu o să mă vezi împingând căruciorul cu copilul pe faleză și ea certându-mă. Femeile de obicei ceartă. Când sunt mame, te ceartă, când ajung neveste, te ceartă și atunci. Nu mai vreau să fiu certat. Nu mai vreau eu să mă certe. La ce oră vii, la ce oră ai plecat, cu cine ai fost, am aflat că ai fost cu nu știu cine, mi-ai spus mie nu știu care, că ți-ai luat o secretară tânără, o curvă aia, nenorocită și așa mai departe. Nu mai vreau să mă certe. Deci o luptă pentru libertatea proprie? Da. Da. Ador libertatea. Poate că și de aia plec pe mări. Încă în sentimentul ăsta de libertate. Ați suferit foarte rău după vreo femeie? Nu prea. Ce întreabă controlorul, mergea țiganul cu trenul și ai țigane bilet, ce nu prea. Așa și eu. Dar de ce nu prea? Nu prea, nu prea ce înseamnă nu prea? Eu despre nu prea. Femei să se vorbesc așa. Întotdeauna într-o relație unul dă mai mult și altul primește mai mult. Te-am lămurit? Că dumneavoastră dați mai puțin. Da, eu am primit mai mult, sigur că iubesc fiecare femeie în felul ei și pentru alte lucruri pe care cealaltă nu le are. Ce ar putea avea diferit în lucruri o femeie față de altă femeie? Au foarte multe lucruri în comun, dar în același timp foarte multe lucruri diferite una de cealaltă. Cu o mașină decapotabilă, Radu Mazăre și iubita lui au sosit la Tulcea pe o ploaie măruntă. Edilul s-a grăbit să coboare și să-și acopere cu prelata automobilul. Zi, noroc sau ghinion, că m-a luat ploaie exact când am ajuns. Spuneți-mi dumneavoastră, aduce noroc la ședința PSD? M-a avut de ce? V-a dat sângele? Da, sângele? Vai, serios. Ia uite, stai bine, că dai și față.
Să unde dracu mă? Mamă, și mai vreau să încerc. Din neatenție, edilul s-a lovit în încuietoarea portbagajului. Aparent, nu a simțit durerea, dar rana provocată de lovitură a început să sângereze puternic. Număr, aia în ce m-am lovit știu, am întrebat unde m-am lovit. Extrem de grijulie, tânăra care l-a însoțit pe primar a făcut repede rost de șervețele și a curățat fața. Sens că trece ploaie. Lasă, dracu, n-am nimic să... Primarul i-a dat indicații iubitei să strângă bagajele și să se îndrepte spre hotel. Aduc puțin apă să vă spălați? Nu, aduci că mă să mă spăl la hotel. Ia asta. Hai să mă îngem. După ce vă bandajați, poate veni să spuneți totuși puțin de vorbă cu noi și despre politică? După ce mă bandajez, după ce mănânc... La câteva minute, după ce și-a curățat rănile, Radu Mazdere a ieșit din nou în parcarea hotelului de 4 stele pentru a se ocupa de mașina decapotabilă. A venit și cu iubita lui. Hai mă, voinicel, să mă ajut, lasă poșeta aia acolo, ce-i fugit de... Mazdere a dezvăluit că fiecare iubită are o poreclă, dar nici lui fetele nu-i spun simplu, Radu. Nu se adresează toate la fel. Unele cu iubii, altele cu leuțul meu, altele cu șeful. Hai. Liderii PSD se întâlnesc zilele acestea la Tulcea pentru a discuta strategia de campanie a lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale. Merg mai în față. Gata, vreți mai în față? Ce faceți cu bagajul, aici? Domnul Mazdere? Păi, dar sunt pregătit. Eu de 10 ani sunt pregătit pentru orice. Și astăzi pentru ce ați fi cel mai mult pregătit? Păi astăzi am fost chemat în reclamația pe care mi-a făcut-o Ani și domnul Horia Georgescu de incompatibilitate. Nu știu ce acuzații mi se vor aduce. A mai fost făcut o reclamație similară în 2009, a fost anchetată, atunci au spus că totul e în regulă. Acum, probabil pe aceeași reclamație, îmi vor fi aduse alte acuzații. Nu știu ce are. Cu frutin și cu acele povești de la Constanța? Ce, la ce vă referiți? Prezența dumneavoastră. Păi are legătură cu faptul că TV Neptun și ziarul Telegraf au câștigat niște licitații unde la ele este acționar Strutinski și eu sunt acționar cu Strutinski la Hotelul Flora. Am mai spus lucrul ăsta de mai multe ori. Și la momentul respectiv, în 2009, cei de la Ani au considerat că este conflict de interes, au cercetat procurorii, au spus că nu este, acum mi s-a făcut iar o reclamație pentru același motiv. Faptul că sunteți cu bagaje, duceți cu conduc la... Pregătiți. În viață e bine să fii pregătit pentru orice, nu? Știți că și domnul Horia Georgescu este neamuncit, dacă vă întâlniți. E urmărit penal după toate probabilități. Eu știu ceva. M-a învățat viața. În viață, dacă faci bine, bine primești. Dacă faci rău, rău primești. Da? Hai. Eu să știi că am făcut numai bine. Și ce aveți acolo? Colecția primăvară-vară sau iarnă-primăvară? Dragă, am training, am o carte, am o cruce, am și ceva de mâncare. Ați văzut ce lume bună a ajuns în arestul poliției în ultima vreme? Păi, dar nu știi cum mi se spune? Beciu domnesc. Beciu domnesc, bravo. Gata? Hai. Primarul Constanței, Radu Mazăre, obișnuit cu drumurile la DNA, după cum chiar el spune, este pregătit pentru orice. Zeci de reporteri înarmați cu multă răbdare au așteptat ore în șir sosirea și plecarea de la DNA lui Radu Mazăre. A fost o muncă titanică pe care nu ați văzut-o la televizor. Ce a fost în spatele camerelor, vă arătăm acum. Mazăre și drumul său până la DNA. O desfășurare de forțe derulată în spatele camerelor de televiziune. O armată de jurnaliști care nu au decât un scop. Cea mai bună imagine, cel mai bun sunet. Panică, agitație, luptă cot la cot cu mascații care la rândul lor încearcă să-și țină departe subiectul de ziariști. Bine că s-a închetat din 2005. Când în stânga, când în dreapta, de la o poartă DNA la alta. Fuga după zeci de mașini. Poate îl zărim într-una dintre ele pe Radu Mazăre. Un fel de avați ascunsele cu alarme false care să deruteze și să mai taie din elanul jurnalistic.
După zeci de minute de dute vino, în fața DNA-ului începe haosul, în momentul în care la orizont își face apariția o mașină cu geamuri fumurii în care se află Radu Mazăre. Coboară și intră în clădire, o operațiune care nu durează mai mult de 30 de secunde, dar care pentru jurnaliști pare o veșnicie. Nu e prima, nu e prima! Stai, 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 ce să fac azi? Sunt doar câțiva metri de la mașină până la intrarea în DNA, iar jurnaliștii în sfârșit atacă. Primarul de la malul Mării Negre e bombardat cu un lung șir de întrebări, însă în spatele lor... După ore de stat în picioare și într-o tensiune continuă, jurnaliștii acreditați la DNA răsuflă ușurați, pe jumătate. Nici nu au apucat să-și tragă sufletul după turul de forță că agitația reîncepe. Domn primar! Dați început la audierile. Deschideți puțin geamul. Dar nu dați încă declarații. Bă, e frică, bă, am să fie! Mi-e frică, bă, mi-e frică numai de Dumnezeu. E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Dacă până mai ieri visa la un apus de soare de vis și petreceri cu băștinașii sub clar de lună, se pare că altcineva i-a făcut planurile acum. Mai precis, mascații, care în postul Paștelui au pornit la cules de Mazăre prin Herăstrău. Și dacă tot l-au prins, nici nu-i mai dau drumul, așa că i-au stricat toate zilele de vacanță de care edilul vorbea până mai ieri. De ce nu mă las să termin să răspund? Așa te-am învățat la școala de jurnalistică? Da, am venit să-mi iau hainele, e adevărat. Cum vi se pare decizia magistraților? Este una corectă? Vreau să spun că apreciez enorm faptul că a stat judecătorul, doamna președintă, de la ora, de când am intrat, de la 5, după amiază, până la 9, să se uite pe toate documentele pe care eu le-am depus, să asculte amănunțit ceea ce am explicat. Acolo am arătat foarte multe rapoarte făcute de Curtea de Conturi, de ANR MAP, de toată lumea care ne-a controlat de-a lungul anilor. După care a mai stat, le-a pus cap la cap și decizia am văzut că a fost dată pe la ora 2 noaptea. Deci a durat mai mult de 8-9 ore ca să ia această decizie, pentru că într-adevăr e o cauză destul de complexă, complicată, cu achiziții, cu hotărâri de consiliu, cu legi, cu controle. Sigur că e de apreciat când te bagă cineva la beci acuzându-te că ai luat 9 milioane de euro, hai să ne înțelegem, și prejudiciu alte zeci de milioane, iar tu ieși pentru lipsa de probe, nu? E o decizie importantă și asumarea ei. Mai sunt și alte dosare, vă așteptați la noi rețineri, la condamnări? E, dragă, m-am obișnuit acum, n-ai văzut că vin cu gentuța? Nu, la condamnări nu mai aștept. Să vreau să spun că de 10 ani sunt căutat și știți foarte bine și hăituit și m-am săturat. Domnule Mazăre, luați în calcul o eventuală ieșire din politică sau știu eu de la primărie? Da, dragă, pentru că am și eu viața mea și nu m-a câștigat nimeni ca să fiu hăituit în halul ăsta pentru absolut orice lucru. Vreau să spun așa, nu mai acuz procurorii, dar știi foarte bine că este același procuror care și anul trecut tot așa m-a arestat și am fost eliberat din lipsă de probe. M-a reținut, da. Ori în condițiile în care fiecare angajat al primăriei este chemat și aici în altă parte, adică de alte direcții ale DNA-ului, de alte secții, și este întrebat, te-a pus primarul să faci? Păi eu nu mai pot să-mi fac activitatea. Păi
considerați că sunteți într-o funcție publică care vă face să fiți expus în fața procurorii? Da, consider că sunt o țintă, consider că sunt un trofeu și vreau și eu să trăiesc. Nu m-a câștigat nimeni ca să duc viața asta cu geanta la ușă în fiecare dimineață, mă ia sau nu mă ia. Așa că, așa cum v-am și spus, sunt hotărât să renunț și foarte, foarte curând. Ce înseamnă, domnule Mazăre, foarte, foarte curând? Nu știu să-ți dau un termen, dar curând. Adică nu mai îmi face plăcere, nu mai pot să-mi desfășor activitatea și nu mai vreau, m-am săturat, stau cu geanta la ușă. Și acum de ce ați venit? Poftim? De ce ați venit acum la arest? Ce aveți de venit? Păi cum am venit? Să-mi iau hainele, să-mi iau buletinul, să-mi iau lucrurile. Și cu colegii de celulă? Să-i salut pe băieții de acolo. Nu le lăsați colegilor de celulă hainele noastre? Ba da, uite, nu m-am gândit să le las hainele aia, da. Hainele, cred că pot să... Nu știu, pentru că e un regim foarte strict, să știți. Adică faptul că ai o sticlă de apă din care să bei este un lucru extraordinar. Eu, spre exemplu, am plecat la instanță ieri și n-am avut o sticlă de apă cu mine, n-am luat-o și am jinduit tare mult după ea. Sunt, știi, viața te tăvălește și te învață să te bucuri de orice moment. 1, 2, iar nu vreau să fac comparații și rețineți, nu mă bucur de rău nimănui. Dar ieri am fost judecat pentru că am fost reclamat de un domn care a fost judecat la rândul lui ieri. Spuneați dumneavoastră că sunt condiții grele aici și că ați stat foarte mulți în cameră în momentul în care ați fost reținut. Da, oamenii se comportă admirabil, condițiile însă sunt foarte grele, să știi. Discutam cu unul dintre băieții care era în celulă și care mai fusese închis în Franța și îmi spunea că nu are absolut nicio legătură unul ce e aici cu ce e acolo. Nu spune nimeni că trebuie să beneficiezi de hotel, eu am făcut armată, eu sunt bărbat, ai văzut că... Da, sigur, m-am concentrat, dacă am dat declarație și procurorului 4 ore ieri de care n-a ținut cont, am dat și judecătorului, adică am putut să fac lucrul ăsta. Dar să știi că nu, condițiile nu sunt inumane, adică sunt ca pe vremuri. Vă așteptăm. Mulțumim frumos, domnule. Acest persoane să i-au unit de altfel pe Radu Mazăre și Adelina în această seară. Da. E, uite, muzica balurilor ar trebui să vă inspire să faceți un dans împreună, ar fi un moment de final fabulos. Dar nu toți trei. Un dans, un dans. Da, adică să nu se retrage. Dansez de două nopți în continuu. Hai că vă cânt eu. Madalin, poate să ne cânte cineva? Să-i cânte Radu o cantonetă Adelinei. Ceva romantic, așa, ar fi senzațional. Niște pași de samba, lasă-ne Madalin cu romantismul tău. Hai să fredonăm, Radu. Ce lasă cu reumatism. Romantismul. Hai, fredonăm, ți-am dat un inel. Eu? Iar mă face... Haide că eu de-abia am fredonat în cântecul ăla, auzi, mi-a luat-o după amiază întreagă. Voi, că voi sunt fredonat. Mai... Pe... Hai! Adi cântă, hai, dansați, Adi cântă tot ceva și, și Radu va dansa cu Adelina, un blues. Nu, haideți să vă propun eu ceva. Puneți voi o melodie în platou, pentru așa. Că noi avem căști. Corect. Și auzim. Corect, ceva okay. Romantic, mă, ceva frumos de corazon. Orice, orice să fie. Da. Ceva romantic. Dedicație specială pentru Radu Mazăre și Adelina Pesițu, chiar acum la Wobbies. Bun.
sale secvențe. Adică ce a fost? Stai puțin. Adelina a zis că a fost mai mult decât un dans. Păi, dar nu vezi, dragă, ce mișcări, ce... Bă, ce talent! S-a terminat dansul! Ce atmosferă între voi doi, Doamne Dumnezeule, cât romantism! Eu ți-am zis că e fierbinte! V-ați încălzit? Foarte caldă și foarte... Zice că nu-ți plac decât blondele. Nu, noi discutam despre stațiune, despre globuri, mă întreba ce mai... Care veniți? Păi, Adelina, a fost la mâna mare, serios, acum! Am văzut așa! Adelina vrea să fac o investiție la mare. Servici, fata! Normal! Ce scuze, îmi cer scuze. Ai văzut. Te rog frumos. Mă ierți? Asta... Ai iertat ceva, Adelina, dar... Adelina poate să spună. A, deci o lași pe Adelina să mă iert. Scoți din apă? Păi ce să mă iau, uite, suntem mulți. Uzlor, te-au dat Adelina. Vă lăsăm să vă distrați. Vă lăsăm să vă le trageți în mare. Ne-ai lăsat fără sacouri. Ne-ai lăsat fără tot. Ne-ai pus să dansăm. Ce mai urmează, dragul meu? Să vă aruncați în mare. Asta voi știți. Haide, haide la club să ne mai încălzim. Hai să mergem la club. Mulțumim din suflet. Mulțumim tare mult. Distracție plăcută. E îmbrăcat excentric, veșnic, bine dispus și cu o replică tăioasă pe buze. A, era să uit un accesoriu. Frumoasele care îl înconjoară oriunde s-ar duce. Sunt sigur că ați recunoscut personajul. Noi însă vă vom dezvălui o altă față a lui Radu Mazăre. Iată cum este primarul la el acasă. Să știi că am constatat așa, oamenii își dau seama dacă ești natural. Iar eu sunt complet natural. Am făcut igre, am făcut urzici, nu știu ce mai avem acolo. Până să vii tu, am făcut o serie de abdomene acolo și acolo puțin piept. Cel mai excentric primar ne-a primit dincolo de ușile impunătoarei sale. Și acum rar ne-a fost dat să-l vedem. Îmbrăcat lejer și chiar desculț, nu mai este un mister pentru nimeni că Radu Mazăre, chiar și în haine de casă, este o prezență atrăgătoare. La 45 de ani, primarul e mai zvelt ca la 20. Radu Mazăre a descoperit fără îndoială secretul tinereții, dar nu-l ține ascuns. E important să mănânci precum un rege, spune edilul, îmbelșugat și pe alese. Trebuie să fie multe, trebuie să fie toate naturale și... Nu greu, dar mănânc mult. Dimineața mănânc cel mai mult. La micul dejun, primarul servește câte puțin din toate. Legume proaspete, fie cultivate de agricultorii noștri, fie aduse de peste hotare, și fructe proaspete, ori uscate. Ponturile alimentației sănătoase le-a furat din călătoriile sale prin lume. Am învățat, spre exemplu, de la libanezi, să mănânc pătrunjelul așa. Ei mănâncă foarte mult legumele, crude, nefăcute. E mult mai bine să mănânci o varză, decât să mănânci roșiile alea de plastic. Ce mult mai sănătos, tailandezii mănâncă varză așa. De la aia am învățat. De pâine nici nu se pune problema, spune Radu Mazăre. A înlocuit-o de mult cu o legumă sănătoasă care nu îngrașă. Cartof dulce care e foarte sănătos, mai ales să mănânci cu coajă. Și cum o vorbă spune că la masă se apropie frații, primarul are mai mereu companie. Ne ocupăm alternativ de masa de prânz. Mergem și cumpărăm exact ca la masa de dimineață produse bio. Cumpăr găini, rațe de la Mihai Viteazu, din tot felul de localități, de la o țărantă care le au și le cresc ei. Mai aduce de pe unde are iubite, că mai sunt iubite care sunt din împrejurimi. Lui Radu Mazăre nu-i gătește iubita, cel puțin nu zilnic. De toate mesele de acasă se ocupă cele două bucătărese, una româncă, alta filipineză. Am făcut igre, am făcut urzici, nu știu ce mai avem acolo. De cât timp lucrați la domnul primar? Fac 8 ani. Deci știți exact ce-i place. Paște. M-am obișnuit, acum la început mi-a fost greu. Când mănâncă prea mult, cel mai exuberant primar are soluția la doi pași. A transformat o cameră spațioasă din vilă într-un adevărat templu dedicat sportului. Pe lângă aparatele de fitness, aici își păstrează cu grijă zeci de echipamente sportive și biciclete. Înainte de masa de dimineață, până să vii tu, am făcut o serie de abdomene acolo și acolo puțin piept. După care am mâncat, mă duc la birou, la, mai fac după amiază încă 1-2 și am terminat sala.
Radu Mazăre adoră destinațiile exotice, cu apă cristalină, nisip fierbinte și vegetație cât mai multă. Așa că atunci când este plecat prin Madagascar sau prin alte insule îndepărtate, are chiar propria lui oază de liniște în living. Și-a amenajat într-un colț al camerei o mică grădină botanică, în dreptul căreia își bea cafeaua în fiecare dimineață. Mă simt foarte bine, foarte bine. Mă încarcă pozitiv, plantele, mă încarcă pozitiv apa pe care o văd, deschiderile. Iar edilul are totuși un viciu, nelipsit la cafelele de dimineață. Uite, un trabucel așa cât e ăsta. Mezi după masa de prânz și după masa de seară. Trabucul fiind mai puțin, mult mai puțin dăunător decât țigara, nu are hârtie, nu inhalezi, nu tragi în piept. Radu Mazăre conduce orașul Constanța de 14 ani, așa că nu putem să nu ne întrebăm cum a reușit să rămână la conducere atâta timp. Talentul este să reușești să-ți faci o echipă și să iei de la fiecare om partea bună și ceea ce știe să facă, să-l duci în poziția respectivă. Nu să controlezi tu tot. E drept, funcția de primar nu este una ușoară, așa cum ar părea atunci când îl vedem pe Mazăre la cluburi distrându-se o noapte întreagă. N-ai văzut în junglă cum e? Merge masculul alfa, că e elefantul, că e leu, după care toată turma, iar ceilalți tot timpul încearcă să-l devoreze. Pentru ceilalți primari, Radu Mazăre are și un sfat. Cu cât e sus într-o ierarhie socială, economică, cu atâta trebuie să fii mai modest. Când mă salut cu gunoierii, când mă duc la stația de pompă, la benzină, le pup fetele alea de acolo, mă simt foarte bine și cred că cu cât te înțelepțești și urci pe ierarhia asta, cu atâta trebuie să fii mai apropiat și mai normal. Cât despre vacanțe, în perioada următoare, edilul va pleca în Madagascar pentru 10 zile, după care va semna condica de prezență la petrecerile de 1 mai. Cafea, ca așa mi-a zis, da? Eu am ieșit să vă spun ce urmează să fac, dar voi vă că stați tot aici. Da. Ce vreți de la mine? Cum este acasă? Ce întrebare e asta? Păi, ați venit azi noapte, presupun, nu? Este senzațional de bine acasă, dar să știi că mi-a rămas gândul la oamenii care erau acolo în celulă. Este, spre exemplu, un investitor libanez care e băgat pentru evaziune fiscală și n-a fost cercetat de 5 luni de zile. Să stai 5 luni de zile, 7 oameni în 8 metri pătrați, trebuie să fii tare zdravă la minte. Și nu e normal așa ceva. Ce aveți de gând să faceți? Mai mergeți la cartierul Helicon? Nu mai merg la cartier pentru că m-am gândit mai bine, am analizat pe drum și deși aș vrea să fac lucrul ăsta, pentru că oamenii de acolo au fost remarcabili și mă așteaptă, probabil că mă așteaptă, le mulțumesc încă o dată prin intermediul vostru, o să meargă din partea mea viceprimarul să le mulțumească, nu vreau să merg acolo până în momentul în care se va judeca recursul, fiindcă nu vreau să fie interpretat de procuror cumva că fac presiuni pe instanțe cu oamenii de acolo, că vreau să scot lumea în stradă și așa mai departe. Am văzut cum iau și răstălmăcesc tot, ca atare le mulțumesc încă o dată și le spun că după ce va fi recursul, am să vin în cartier ca să stau de vorbă cu ei și să le mulțumesc personal. Cum o să vă petreceți restul zilei? Deocamdată mă duc la birou, am luat legătura cu poliția, telefonic, mi-au spus că n-au fost încunoștințați de ceea ce înseamnă controlul judiciar. Când vor fi încunoștințați, o să ne întâlnim ca să vedem ce înseamnă asta mai exact. Despre interceptări, ce ne puteți spune? Nu le-am văzut. Ați apărut în interceptări că ați discutat cu omul de afaceri de 5 ori până acum. Așa? Și care om de afaceri? Cu cel cu care ați făcut contractul pentru cartierul Andy. Bă, haideți să înțelegeți, eu nu m-am referit la interceptări pentru că nu am voie și nu vreau să dau date din dosar. Dar dacă domnii procurori au scos interceptările și vi le-au dat vouă, uite la B1, stai, scoate-l așa ca să-l vedem, la B1 vi l-au dat, ca să încerce să, prin intermediul vostru, să îi convingă, nu știu pe cine, poate telespectatorii, poate, atunci o să discutăm puțin despre interceptări, pentru că procurorii n-au fost în stare să convingă completul de judecată cu interceptările pe care le-au pus în dosar. Vreau să vă spun că sunt interceptări permanente. Erau un top atâta de interceptări, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 și așa mai departe. Sunt convins că sunt, alea erau în dosar, sunt convins că sunt și acum. Eu de când a venit Băsescu pe scaun sunt interceptat ca drept dovadă. Acum,
Nu. Am fost înștiințat când s-a mai terminat cât un dosar, că în ăla am fost interceptat. Acum, interceptările care au fost depuse la, în dosar au fost scoase din context. Am discutat puțin despre ele. Am fost interceptat că am discutat de 5 ori cu cel care realiza, păi, omul de afaceri care realiza cartierul și care l-a realizat, mulțumesc-o Dumnezeu, pentru săraci, lucrează programul de asfaltare în Constanța de 10 ani de zile. Cu el m-am întâlnit și am și spus onorate instanțe că eu sunt un primar atipic. Eu lucrez pe plaje, eu lucrez cu directorii și cu cei care au contracte cu primăria, mă întâlnesc acasă, mă întâlnesc la restaurant, mă întâlnesc seara și știți și voi lucrul ăsta. Spre exemplu, cartierul pentru săraci și ăla pentru tineri l-am pus la cale seara la cafea cu prietenii și cu colaboratorii. Seara, la ora 10. Ai răbdare că vorbesc eu, și după aia vorbești tu. Dacă nu ți-ai camera pe B1 și pe Băsescu și vorbești numai tu cu el. Da? Eu mă întâlnesc cu, în mod normal, cu toți contractorii care sunt ai primăriei. Să stabilesc pe ce drumuri, să-i cert, să-i determin să fie în termen. Domnul Avi lucra în momentul respectiv la 3 blocuri din cartierul pentru tineri, unde s-a substituit unor contractori care n-au mai avut bani. Pentru că în cartierul pentru tineri, contractorii finanțau blocul și voi știți foarte bine. Și atunci când constructorii au dat faliment, el a venit și a preluat lucrările. Era normal să mă întâlnesc. Interceptarea, unde îl cer pe viceprimar că de ce nu dau și emit autorizațiile mai repede, este o interceptare anterioară și e vorba de autorizațiile pentru blocurile pentru tineri. Ceea ce mi se pare normal. Aparatul primăriei întotdeauna am spus că e foarte birocratic și le e frică. Și se căcăie și întotdeauna voi reclamați întârzierea. Și cert. Bă, păi dacă la niște programe publice pe care noi le facem, unde avem mii de oameni care așteaptă, voi o căcăiți. Astea sunt interceptări, n-au nicio legătură cu cartierul ăstălalt. Ce spune că m-am întâlnit de 5 ori? Nu știu, m-am întâlnit și cu ăștia acum și pe faleză. În Mamaia m-am întâlnit cu constructorul de față cu voi și îi certam. Asta e treaba mea de primar. Ce vrei să mă mai întreb? Interceptări apărea faptul că v-ați amenințat și angajații de la primărie. Da, n-au ce spun ca să-și facă treaba. Dar asta fac de 14 ani de când sunt primar, că altfel n-arăta Constanța cum arată. Sigur, să-și facă treaba, semneze repede. Tot în interceptări scria faptul că în 2011 v-ați întâlnit cu Ilan Schwarzenberg în Israel pentru a deschide un cont la o bancă de acolo. Eronată întrebarea, draga mea. Ai interceptările? Ia vezi ce scrie. Scrie ceva de cont în vreo interceptare? Că am discutat... Scrie că v-ați deschis un cont în interceptări? În septembrie 2011. În interceptări? Da. Ai văzut tu? Tu citești interceptare? Eu n-am văzut la dosar așa ceva. Ce da? În interceptare. Păi arată-mi interceptarea. Mie nu mi-a arătat-o procurarea în interceptare despre cont. Dacă îți spune ție redactorul de acolo și mai bagă din burtă, asta e altceva. În interceptarea discuțiilor mele cu Ilan, prietenul meu de notorietate, sigur că la un moment dat vorbeam dacă mi-a luat bilete să merg în Israel, că plecam în Egipt și așa mai departe. Da! Am fost în Israel, m-am întâlnit cu Ilan în Israel. Care e problema? Este prietenul meu. Ați fost în vacanță? Ce ați făcut acolo în Israel? Gabi. Am fost la Măciuci. Altă întrebare, ce mai e procurarul de la B1? Mai aveți întrebări de la mine? Să vă întreb cum a fost cu scopul. Auzi, știi care e culmea? Mă gândeam ieri când mergeam pe holurile alea să mă duc să mă pozeze din față, din spate, că m-au anchetat de 3 ori procurorii români că sunt antisemit. Vă aduceți aminte, da? Îmi clasau dosarul, iar îl deschideau, iar îl clasau, iar îl deschideau că sunt antisemit. Și acum mă acuză că am luat șpagă de la niște constructori izraelieni ca să construiesc un cartier pentru săraci. Vezi cum e viața. Zi, procurară, mai vrei ceva? Da, poate te iau ăștia la DNA. Apare faptul ia zi-tu. A trebuit să reduceți cu 10% banii pentru constructor. Vezi că nu citește bine fata aia de acolo. Am explicat tot doamnei... Ați redus cu 10% n-am suma redus pentru cartierul Andricoanda? N-am redus, draga mea. În primul rând că nu fac eu nimic, face Consiliul Local, dar nu putem să facem noi procesul acum aici. Toate întrebările astea și tot ce au înregistrat ani de zile securiștii
inclusiv ai tăi de la B1, care ne înregistrează și ne urmăresc peste tot, care m-au urmărit și la restaurant. De unde știau ăia la altăieri? Eu stăteam în telefon cu avocata, doamnă, ce fac? Eu n-aș mai veni la Constanța. Asta să-mi spuneți când termină perchisia, dacă trebuie să merg la DNA. Și mascații cu sprijinul securiștilor m-au pândit și au tăbărât peste mine în restaurant. Zic, doamnă, era frumos, eu stăteam în telefon cu avocata. Ai înțeles? Tot ce au înregistrat securiștii tăi ani de zile au fost trei interceptări amărâte care n-au nicio legătură cu dosarul discutat și explicat completului. Ce mai vrei să mai știi? Ne spune și nouă cum era treaba cu sfărăitul. Bă, să știi că nu e ușor. Îți dea Dumnezeu să n-ajungă nimeni acolo. Condițiile sunt groaznice. Groaznice, v-am spus, cum era și cu toaleta și cu țeava, care trebuie să-i dai drum. Cu sfărăitul, un șef onorific, să spunem, de celulă era Nea Rușanu, care datorită vârstei și etății era așa undeva pe sus. E adevărat că le sfărăie de rupe în două, dar nu l-am țâțâit, nu l-am fluierat, că na, omul are o vârstă. Iar mai erau vreo doi ardeleni care îl înjurau pe Băsescu cu clăbuși la gură, le-am zis, păi bă, nu ni l-ați adus voi pe cap? Că voi, Ardealul, l-ați votat de două ori la rând, na, acum, aoleu, ce am făcut, ce nu știu ce. Libanezul săracul care a spus că cum scapă, pleacă, vinde tot și pleacă din România și are 2000 de angajați. Și că el sunt mulți oameni de afaceri și asta e o problemă în țara românească. Mai plecați în Madagascar? Gabi. Păi deocamdată nu pot să plec, aștept recursul, să vedem ce o fi acolo, recurs sau apel, nu știu cum se zice, vedem ce o fi. Poate mă bagă iar la sfărăit. Poate îmi dau cu control judiciar, poate mă lasă liber. Dacă mă lasă liber, m-aș duce o săptămână să mă dau cu zmeu și să mă mai limpezesc, că războiul, după cum vedeți, e aprig. Zic, mai ai cu tu cu interceptările, zi! 95.000 de euro în cont. Ce ați făcut cu ei? Ia uite, procurorița, dar nu crezi că am explicat ieri, dar dacă vrei să explic, n-aveam voie. Dar văd însă că procurorii au scos totul public pe presă și atunci dau răspunsurile. Pentru că, în declarația mea de avere, am un împrumut acordat unui cetățean în grec de 10-12 ani de zile. Ia declarația de avere și uite-te acolo. Creanța asta a preluat-o prietenul meu, Ilan. Ai înțeles? Am înțeles și aș vrea să vă mai întreb dacă... Ia zi, da, și la Ani cred că ești bună să... Auzi, știi cum am încheiat și plec cu asta. I-am spus și onorate instanțe așa, că sunt nevinovat, eu asta o absurditate să fiu acuzat că am luat șpagă. Păi știi cum este evreu? Știi proverbul românesc și așa și cu banii luați? Uite așa e evreu. A și pierdut bani când a construit cartierul, îl și bagă jos. Însă i-am spus un singur lucru în încheiere. Sunt mândru de cartierul pe care l-am făcut și este realizarea mea cea mai mare, că am băgat atâția oameni amărâți în case. Mergeți la primărie acum? Merg la primărie acum, mulțumesc. Ce se întâmplă dacă vă arestează la domiciliu? Dacă se ia această măsură de arest la domiciliu? Păi ce au voie să intre gagicile? La ora 20, domnul primar, nu știu, vorbim mai târziu. Bine. Ați auzit pe primarul Constanței Radu Mazăre, doamnelor și domnilor, într-o declarație destul de lungă în care a atins multe subiecte, unele serioase dintre acestea, dosarul de la DNA, interceptările de acolo, l-a acuzat inclusiv pe Traian Băsescu că de când este acesta la putere este interceptat, numai că nu au